se pare situația? Bă, faptul că joacă bine e de felicitat, dar n-are treabă cu fotbalul. El este un politruc, isteț, da. De ce să nu recunoaștem, domnule? Este un politruc isteț și a luat câțiva băieți în federație destul de profesioniști, începând cu Stoichiță. Stoichiță a pus câțiva antrenori buni. Unii am văzut că vin politic antrenori acolo, o să discutăm odată și chestia da. Asta. Și acum niciun fel de problemă. Nu. Sunt pregătit, mă pregătesc pentru că asta, așa. Că vreau să vă dau să o bombă bombe. De presă. Așa. Restul are în jurul lui oameni care îl susțin, care plimbă cadourile unde trebuie. Dar nu așa se făcea și pe vremea noastră. No. Pe bune acum. Haideți, domn președinte, Mircea Sandu nu făcea la fel. No. Haideți, domn președinte. Dacă spune lumea fotbalului că el a brevetat sistemul ăsta cu cadouri. Mai băieți, uitați care este problema. Diferența între Mircea Sandu, Mitica Dragomir și cei de astăzi este următoare. Noi aveam și performanță în fotbal și am făcut ceva, mă. Am lăsat ceva în urma noastră. Domnul președinte, că n-ați făcut. Mă, în 8 ani de zile acum, trebuia să văruiască odată, să dea cu dinamo pe ce am făcut noi. Atâta trebuia să facă. Domn președinte, dar nu spune nimeni că n-ați făcut. Păi eu atunci, spuneam doar că păi cine mai face, mă, frate, o bază așa? Sportivă ca cea de la Mugoșoaia? Și clădirile, sediile, ligii. O bază sportivă ca cea de la... și l-au tot înjurat pe Mircea Sandu și pe Mitica Dragomir. De la Mugoșoaia, de la Buftea. Clădirile federației, clădirea ligii de o frumusețe rară. Bine, bă, frate, și n-am luat un ban din drepturile de televiziune, eu cât am fost la ligă. Și tot eram înjurați, Doamne Dumnezeule, pe stadion mitică, la pușcărie mitică, la brutărie mitică, la nu știu ce. Era și simpatic, era și, dar așa, și am un făcut, dialog așa, am făcut și un, în glumă, am făcut cumva. Am făcut și o lege organică singur din opoziție. Corect. Dar stați un pic, domn președinte, făcut nu câte zice ceva. Nimeni că n-ați făcut nimic, dar eu vă spun că și Mircea Sandu își câștiga voturile, că el a inventat metoda asta preluată de Burleanu și perfecționată. Nu. Bine, spuneți dumneavoastră că nu, dar sunt oameni de fotbal care spun că da. Nu. Mircea Sandu îl dorea la bască, la pălărie și dacă... Așa. Bine, și el a fost chemat politic. Chemat și a spus, dacă nu pleci, te duci la pușcărie. Serios? A fost anunțat pușcăria? Ca și mine. La fel s-a întâmplat cu amândoi. Și așa se va întâmpla și cu Burleanu. Fiți atenți. Credeți? Categoric. Dacă nu ai va fi așa... și Arenașul, cu alte cuvinte. Dar sigur că da, se satură lumea. Se satură, așa cum se saturaseră și de noi. Stați, care lume se satură? Vă referiți sferele de influență, de putere, polii de putere. Fii atent aici. Vă rog. Va veni unul în fruntea vreunui partid sau undeva... care îl curăță. O să vedeți. Adică pur și simplu îi se pune pata, bă, mie de ăsta nu-mi place. Da, gata? Sau vine unul, de, să nu spun de, așa. De unde, așa. Și spune, alu, după 3 luni, ăsta 3 luni stai, fă de acea natură, ia-ți viteză, ca altfel. Și găsește un motiv, ce, cum ne-a găsit nouă. Deci la dumneavoastră așa a fost, domnule, ai stat prea mult pe acolo, ia hai. Nu, domnule, la mine, dar a chemat, este fără precedent, primul ministru al țării și cu prim viceprim-ministru al țării. Da. Ponta. Șefii celui mai tare partid din țară a convocat cu o zi înainte. Ponta și cu Dragnea, nu? Da. Amândoi au convocat patronii și cu unii din președinți și le-a promis fers și uscate. Uitați-vă acum ce se întâmplă. Apropo de asta, n-am știut. Negoița acum este într-un proces foarte dur pentru banii cei 23 sau 24 de milioane de dolari pe care Sherman Pop de la ANAF, așa, care era pus de Ponta, l-a scosit de bani. Și acum e în proces. Trebuia să dea, am citit azi în presă. Așa. Pe rețelele de socializare. Nu, a fost proces de bancrută frauduloasă și s-a amânat. Așa, fii atent aici. Vă rog. Deci... e fără precedent. Cum, primul ministru și cu cei mai tari oameni afară de asta? Eu nu mă puteau da nici ei afară. Fii atent aici. Udrea cu Gino Iorgulescu, cu Ștefan,
Mi-a spus Ștefan cu martor de 8 și mi-a confirmat și doamna Udrea. Au fost de ziua lui Băsescu la Băsescu și doamna Udrea l-a rugat să... Că a stat destul, neamitică Dragomir. Incredibil. Să fie de acord să fiu schimbat, că au rezolvat să fiu schimbat fără să... Fie probleme. Să fie probleme. Că vă întreb altceva, domnul Mircea, cum e posibil să domnul, se discute așa? Și domnul Băsescu a zis, bine bă, hai că a stat destul neamitică. Că altfel nu mă puteau da deci, afară. Fără supărare, pur și simplu, ai gata neamitică, ți-ai făcut veacul, să zicem așa, hai să vin altul. Dar nu vi se pare totuși... N-ați văzut și atunci când a vrut Gușe să mă dea afară, a recunoscut, tot în ProSport a recunoscut. A spus, eu am citit. Da, domnule, Mitică are dreptate. Am vrut să păi nu, schimb și astea. Și Liviu Dragnea a spus în Gazeta Sportului, un interviu exclusiv, mi-am aminte, pagina 1, dar susțin pe Gino Iorgulescu, este prietenul meu. Da. Așa, interviu exclusiv, mi-aduc aminte. Deci, nu, dar asta, ca să chem cu o seară înainte de adunarea generală, să chem patronii. Pe unii să-i ameniți și pe alții să-i le promiți nu știu ce, că dacă nu votează mâine. Nu se pare prea mult, domn președinte. Și fie așa, știi cu cât am fost bătut, limită, nu? 97, dacă unul singur vota din cei mai buni prieteni ai mei care au fost, da. Votau, era 8-8, da. Și atunci aveam eu drept de vot. Că eu în 21 de ani n-am votat niciodată. Ați mai auzit așa ceva? Eu vă întreb altceva. Să zicem că, având în vedere toate aceste jocuri de culise, totuși ați fost în continuare puternic și spuneți că la limită ați pierdut. Credeți că ați fi avut probleme după aia dacă dumneavoastră câștigați totuși în fața lui Gino și țineați în continuare liga? Începeau să apară problemele, dosarele și așa mai departe? Ce dosare? Ce păi nu vă întreb. Eu am avut dosare după. Am avut și înainte. Eu din 32 de ani de democrație, 31-32 de ani de democrație, 24 am fost mai în procese. Și n-a fost un proces adevărat. Adică să am și eu un proces. Dom'le, uite, fii atent, sunt vinovat de chestia asta. Numai tâmpenii. Deci numai tâmpenii. Stați un pic, nu cred că s-au trezit așa niște procurori sau nu știu, să vă dea în judecată, să vă... Nu, dragii mei, Liga s-a... Încă o dată, eu tot repet la tine, Liga s-a constituit parte civilă în fals. Da. Și o spun cu toată tăria, n-au fost... Și știe toată lumea, drepturile de televiziune nu sunt banii Ligii. Ce nu înțelegea judecătoarea care îmi dăduse... Sunt banii clubului. Sunt banii clubului în toată lumea, nu la noi în asta doar negociați în locul clubului. Iar legea organică, legea sportului spune în felul următor. Ligile profesioniste de fotbal pot reține din drepturile de televiziune până în 2%. Da. Normal. Cu toate că Liga acum oprește 6,5%. Datorită unei hotărâri, cred că a adunării generală. Așa. Deci rețineți, dacă eu dam comisionul din cei 2%, eu mă duceam la pușcărie, vă spun cinstit. Dar dacă ei au votat, ei au dat din banii lor, ce treabă are Mitică Dragomir care nici n-a votat? Că eu știți de ce n-am votat, nu? De ce? Eu n-aveam dreptul de vot decât în caz de paritate. Am înțeles. Și în 21 de ani, în 21 de ani n-am avut niciodată paritate, ați mai auzit așa ceva? Deci niciodată n-a fost, nici când am avut 16 echipe 8-8, nici când am avut 18-9-9, niciodată n-am avut paritate. Eu n-am votat niciodată în adunarea generală. Și când au auzit judecătorii, cum de mine, nu sunt bani Ligii? Nu. Și n-ai votat dumneata? Nu. Și n-ai influențat dumneata? Nu. Păi atunci ce cauți aici? M-a achitat. Și toate procesele mele s-au învârtit în jurul Ligii. Ligii. Da. Da, iar un proces ăla cu Liga a fost de pomina lumii. Am făcut Liga. Așa. Cu terenul. Asta, fii atent aici. Și Eva ăla de la Iași. Așa. Mă, nu l-am blestemat. Dar v-a enervat. A fost arestat. A fost el. Și am spus, ferească Dumnezeu să n-ajungi. Să fii tu anchetat, că eu n-am nicio treabă cu cu ce zici tu. După ce că am făcut Liga din banii mei, cu banii făcuți de mine, n-am luat de la clubul un leu, eu vreodată. Fine, bă, în loc să mă felicitați, mă băgați la pușcărie. Și că așa e ordine. Dar stați, domn președinte, că mi se pare incredibil în România, în democrație, vreți să-mi spuneți că cineva, dacă iese un pic mai mult în evidență, într-un domeniu, poate să-i se dea în cap așa că așa vrea fost, unul fost, și se vorbește la modul, domn președinte, vrem să-l dăm pe ăsta jos că a stat prea mult, bine, dați-i drumul? Categoric, în țara asta au fost cel puțin 15 ani această teroare.
Plus de asta protocoalele. Protocoalele serviciilor cu judecătorii. Păi dacă mișcai în front, te duceai la pușcărie tu ca judecător. Dar acum s-au mai liniștit lucrurile? Nu, Deci în continuare e pericolul. Mă tem că încep iar. De ce spuneți asta? Aveți semnale? Dar uitați, tot sistemul făcut de Băsescu, eu l-am admirat pe Băsescu, eu îl spun cinstit și l-am votat. Bă, avea sânge în instalații. Cu toate că a făcut foarte multe greșeli. Toată lumea greșește. A făcut multe greșeli. Dar faptul că n-a dat o amnistie generală, mă, dacă Ceaușescu a dat amnistie, da, păi el, mă, el să nu dea și el, toate țările omenirii dau amnistie, să știi. A, nu dai pentru viol, nu dai pentru asta, crimă. Crime, pentru astea nu dai, dar pentru restul, că ce Dumnezeu, îi ții la pușcărie, unii oameni sunt chiar oameni care pot să se îndrepte. Da. Să nu dai tu amnistie, pentru asta am fost supărat pe el. Și pe toți care au fost la conducere, că n-au dat nicio amnistie. Eu n-am avut nevoie de așa ceva, pentru că am avut noroc de judecători la curtea de apel, că la tribunal. Dar vă întreb altceva, că dumneavoastră sunteți o persoană carismatică, știți, toată lumea, sunteți simpatic, știți să vă faceți plăcut. Mulțumesc. Credeți că a contat sau contează în fața unor judecători și să fii simpatic, să transmiți? Nu? Nu, din contră. Te duci mai... Uite-te la UDRE. UDRE e simpatică? Păi, că nu o fi vreo cocoșată. Ce se mai... Întreabă, te spune cineva... Peste câțiva ani e bună și acum, vorba lui Cornel Nicolae.